responsabil de domeniul asigurării ordinii și securității publice, securității circulației rutiere și a planificat un complex de activități proactive și nemijlocit în ziua desfășurării evenimentelor consacrate sărbătorilor Sfinților Paști, într-așa mod ca siguranța să fie la ea acasă, iar cetățenii să poată să se simtă liber, să se simtă în siguranță și respectiv să se manifeste după cum prevede tradiția și obiceiurile moldovenești. Bineînțeles că în acest sens au fost elaborate un șir de acte departamentale prin care au fost desfășurate un complex de activități orientate la pregătirea teritoriului pentru aceste sărbători, pentru aceste evenimente religioase. Respectiv, vreau să vă informez că în domeniul siguranței publice au fost desfășurate mai multe măsuri, după cum urmează. Deci, în primul rând, au fost dublate echipele de patrulare, au fost dublat numărul polițiștilor care nemijlocit la moment sunt antrenați în activitate zi de zi pentru a spori nivelul de siguranță în locurile publice, în locurile cele mai vizitate de către cetățeni. Au fost dublate grupele operative, grupele direcționare la solicitările cetățenilor pentru a avea o reacție cât mai operativă, neîntârziată și respectiv ca pe urme fierbinți să putem să restabilim ordinea în cazul comiterii sau admiterii situațiilor ilegale.